rând pe rând oameni de afaceri, politicieni, personalități recunoscute pe plan local, însoțiți de partenerele lor, și-au făcut apariția vineri seară la restaurantul gazda al evenimentului. Reuniți la o altă acțiune marca Rotary, membrii acestui club s-au gândit ca și în acest an să strângă bani pentru cei nevoiași. Totul a fost organizat de actualul președinte al acestei organizații, Codru Scăinaru. La marele eveniment a fost invitată, ca de obicei, și presa locală. Doar că de această dată, jurnaliștii invitați, și spunem invitați să mediatizeze acțiunea și nu să contribuie la acest act caritabil, nu au fost tratați în mod egal, cu același respect de altă dată. Tocmai din acest motiv nu vă putem relata cu lux de amănunte tot ceea ce s-a petrecut vineri seară la balul rotarian. Știm doar că au fost scoase la licitație obiecte valoroase, de artizanat, tablouri, statuete și prăjituri gătite în casă. Spunem asta pentru că reprezentanții ziarelor locale și ai posturilor de televiziune au fost scoși din porție imediat după servirea aperitivului. Una peste alta, licitația a început, iar cei care au dorit să-i ajute pe copiii și tinerii giurgiuveni au scos din buzunare chiar și 2000 de lei pentru un produs. Asta numărul 4, domnul Barbu. Asta numărul 7, dacă vinul, unde este casa vinului la taverna domnului Bucur. 200 de lei la taverna domnului Bucur. 300 de lei, dacă vinul la București. Nu se poate să plece. 400 de lei. 500 de lei la domnul George Dragomir. 600 cu bunicul. Bunicul vrea să ia vinul la București. E roșu, bunicule, să știi. Cauza este deosebită. Ediția din seara asta e ceva mai bună decât precedentele. Am fost la ultimile 4, asta e a 5-a. Și sincer mi-a plăcut și obiectul. În primul rând cauza și după obiectul. Știți unde ajung banii dumneavoastră? Ce vă îndeamnă de fiecare dată să spuneți prezent la astfel de evenimente? Am încredere în oamenii care formează clubul Rotary. Sunt cinstiți și au grijă să facă lucruri bune cu acești bani. Nu este greu să ne reunim, pentru că ăsta este al nouălea nostru bal. Membrii Rotary întotdeauna sunt săritori și banii, după cum v-a spus și președintele nostru, vor merge către copiii din Giurgiu, atât pentru cei din clasele a 8-a care urmează să dea examen, cât și pentru cei din clasele a 11-a și a 12-a care vor face meditații cu ei. Un scop nobil. Ca de obicei, vedeți că prietenii noștri sunt alături de noi și cu siguranță vom strânge suficienți bani încât să beneficieze de această oportunitate, spun eu, cât mai mulți copii. Este deja o tradiție în Giurgiu, acest bal. Chiar vreau să spun că este așteptat în ultimul timp de noi rotarieri, în primul rând, și de cei care participă. În fiecare an, pe la jumătatea anului, încep să întrebe când va fi balul rotarian. Oamenii sunt dispuși să ajute. Au văzut că au fost realizări frumoase făcute de Clubul Rotarii. De fiecare dată noi suntem în sprijinul excelenței, adică promovăm copiii care au merite deosebite. Încercăm să fim vizibili cu acțiuni cât mai frumoase în Giurgiu. Cred că în fiecare giurgiuvean, până la urmă, există un mic mecena, deși sărăcia e destul de mare în acest județ. Cred că și sper că fiecare om găsește în sufletul lui o părticică care să o dea și celuilalt. Când vine vorba de ajutorarea oamenilor și mai ales în cazul nostru al proiectului Copii Învață pe Copii, este o oportunitate și un prilej tocmai bun să ne reunim. Acești bani, după cum v-am spus, sunt alocați și vor merge pentru copiii care sunt pregătiți și vor veni în sprijinul copiilor cu posibilități modeste care au nevoie de ajutor. Iar cei care au oferit acest sprijin, vorbind din punct de vedere intelectual, de a-i medita practic pe ceilalți copii, vor fi recompensați cu o excursie în tot abără, la munte sau la mare. Sufletele și gândurile noastre bune pentru a ajuta pe ceilalți semeni ai noștri ne dă puterea și tăria de a merge mai departe și de a face lucruri frumoase. Doar cu asta rămânem. Deci partea materială chiar
este, să zic așa, o monedă de schimb, doar atât. Dar cu ce rămânem sunt sentimentele noastre, starea noastră de mulțumire, de bucurie, de fericire, de iubirea pe care știm să o împărțim cu semenii noștri. Este foarte important. Nu odată, ci de nenumărate ori, presa a recunoscut meritele acestui club, care are un scop bine definit. Însă această ediție, de care s-a ocupat în întregime actualul președinte Codru Scăinaru, a fost de departe o dovadă vie de insolență față de cei care, tot de nenumărate ori, le-au promovat activitățile an de-a rândul.